După 3 luni de izolare voluntară, ne-am decis să ieșim ca albinuțele la plimbare, respectând, evident, toate măsurile de distanțare socială și cu măscuțele și dezinfectanții după noi. Ce destinație să alegem pentru o plimbare de câteva ore? Ceva mai aproape de casă, așa că am plecat cu determinare și entuziasm către... Nu o să ghiciți, către Teleorman. Prima oprire a fost un imens câmp de floarea soarelui care parcă ne întâmpina cu bucurie. Albinuțele ieșiseră la muncă și preț de câteva minute ne-am bucurat de frumusețea și hărnicia lor, de căldura soarelui și de frumusețea florilor. După aceea, următoarea oprire a fost în satul Vatra, unde se află câmpul de lavandă din Teleorman. Acolo unde un tânăr antreprenor își dorește să pună pe picioare o afacere cu lavandă. Din păcate, am ajuns mai târziu, iar florile de lavandă deja erau trecute. Însă nu ne-am întristat pentru că, pe loc, ne-am reorganizat traseul. Destinația, Casa Memorială Marin Preda din Siliștea Gumești. Ne doream de ceva timp să o vizităm, așa că, fiind în zonă, ne-am îndreptat cu bucurie spre Siliștei. Mai ales că anul acesta s-au împlinit 40 de ani de când Marin Preda a părăsit această lume. Am recunoscut atmosfera satului în care a crescut Marin Preda și pe care a descris-o în romanul Moromeții. Este neschimbată. Neștiind încotro să o luăm către Casa Memorială, nefiind niciun indicator, domnul Alex, un siliștean foarte drăguț, s-a oferit să ne ajute și chiar ne-a condus până în fața porții, facilitându-ne întâlnirea cu domnul care se ocupă de Asociația Culturală Marin Preda, asociație înființată în anul 2018. Ne așteptam să găsim o ruină, așa cum am citit și am văzut peste tot pe internet. Doar că o urmă de speranță se întrevede. Poate că acum această casă și-a găsit și omul potrivit care să-i redea frumusețea de odinioară. Timpul ne va spune dacă am apreciat sau nu corect. Un personaj pitoresc, cu mult umor și cu o mare dragoste de satul în care s-a născut, ne-a spus răspicat: fiecare copil născut după anul 1985 ar trebui să citească Moromeții. Moromeții reprezintă cartea de vizită a locuitorilor din Siliștea Gumești și a românilor. Era, bineînțeles, domnul Petrescu, cel care se ocupă de vizitarea Casei Memoriale Marin Preda. Ne-a spus în câteva cuvinte că are în plan să readucă Casa Memorială Marin Preda, care se află într-o stare deplorabilă din lipsă de fonduri, la starea inițială și să o transforme într-un muzeu, ca principal obiectiv turistic al satului Siliștea Gumești. Ne-a povestit că avea multe planuri și activități pentru data de 16 mai 2020, când se împlineau 40 de ani de când scriitorul a trecut la cele veșnice, însă din cauza pandemiei s-au limitat doar la o depunere de coroană de flori și un banner la Casa Memorială și, de asemenea, a mers personal la mormântul lui Marin Preda din cimitirul Belu și l-a omagiat cum se cuvine. Am avut plăcerea să discutăm și cu nepoata scriitorului Marin Preda, fosta profesoară de matematică, care ne-a povestit câteva amănunte legate de casa ce se restaurează, fiind chiar casa în care s-a născut scriitorul. Am întrebat-o dacă istorioara cu tăierea salcâmului este adevărată și dumneaei ne-a spus că așa s-a întâmplat și că personajele din romanul Moromeții au existat cu adevărat în lumea satului Siliștea Gumești. Cum nu am vrut să deranjăm prea mult și după ce i-am mulțumit pentru amabilitatea dânsei de a discuta cu noi, ne-am îndreptat spre Centrul Memorial Marin Preda, aflat la câteva sute de metri de casa unde scriitorul s-a născut. Centrul Memorial Marin Preda funcționează în fosta școală a satului și atât Casa Memorială cât și Centrul Memorial Marin Preda se află în administrarea primăriei satului Siliștea Gumești. Cu emoție am trecut pragul școlii. În partea stângă ne-a întâmpinat biblioteca satului, despre care domnul Petrescu povestea cu durere că a găsit aceste cărți aruncate la gunoi. Au reușit însă să le așeze pe rafturi și sperăm să-și găsească curând și cititori. Nu-l lăsați pe domnul Petrescu să treacă cu vederea povestea Cizmei, soldatului care a luptat în cel de-al doilea război mondial
este o poveste ce merită păstrată din generație în generație și repovestită. Sunt încă multe de făcut. Este nevoie de fonduri, dar mai ales de implicare. Scriitorul Marin Preda nu este singurul fiu de renume al satului. Satul Siliștea Gumești se mai mândrește și cu profesoara Stella Popescu, al cărei nume îl poartă o stradă din sat, dar și cu generalul Marin Dragnea, trecut la domnul în urmă cu câteva luni, la venerabila vârstă de 96 de ani. Domnul Petrescu are în plan să-i dedice o cameră în care se vor afla obiecte personale, decorații, cât și costumul și pantofii purtați de generalul Marin Dragnea, acest curajos fiu al satului Siliștea Gumești, despre care domnul Petrescu ne povestea că a ținut legătura cu siliștenii și cu satul său natal până în ultimul an de viață. Dacă există sau nu vreo legătură între generalul Marin Dragnea și mai puțin celebrul personaj Liviu Dragnea, nu am întrebat din respect pentru Marin Preda. Aici, în centrul memorial Marin Preda, puteți vedea adunate cu greu poze din atmosfera satului Siliștea Gumești, inclusiv poze cu părinții scriitorului Marin Preda. Tatăl, Tudor Călărașu, plugar, și Joița Preda, casnică, și câteva obiecte vechi, ladă de zestre, dublu de calitru și așa mai departe. În partea dreaptă, vis-a-vis de bibliotecă, o sală de clasă de pe timpul lui Marin Preda ne îndeamnă să-i trecem pragul. Ne întâmpină cu frumosul citat: dacă dragoste nu e, nimic nu e. Gazda noastră ne spune că dușumeaua, băncile și tabla sunt originale și chiar am stat cu emoție în bancă, gândindu-ne că poate pe acel loc elevul Marin Preda a învățat și și-a făcut temele. Copilăria elevului Marin Preda nu a fost una ușoară și nici lipsită de griji materiale. Învățătorul Ionel Teodorescu este cel care insista pe lângă tatăl său, Tudor Călărașu, să-l înscrie pe Marin în clasa întâi. Tatăl său, un om extrem de dur și de neînduplecat, nu-l lăsa să frecventeze cursurile școlii. Motivul? El și-a dat întotdeauna copiii la școală la vârsta de 8 ani. Era toamna anului 1929. În toamna anului următor, elevul Marin Preda este reînscris în clasa întâi. Marin Preda i-a păstrat vie amintirea și a fost recunoscător toată viața profesorului său Ionel Teodorescu. Munca câmpului și viața grea de acasă îl vor face pe școlarul Preda să absenteze foarte mult de la școală. Cu toate acestea, se va dovedi un elev foarte conștiincios și va fi răsplătit și cu premiul întâi cu coroniță, memorabil tablou evocat în scena premiul întâi din romanul Moromeții. Tânărul Marin Preda este din ce în ce mai interesat de învățătură, dorind să-și depășească părinții și să părăsească viața grea de la sat, orientându-se către București. După terminarea studiilor, Marin Preda este corector al revistei Timpul. În anul 1942 debutează cu schița Pârlitu în ziarul Timpul. Marin Preda frecventează cenaclul lui Eugen Lovinescu și astfel îi se deschid porțile lumii literare. În anul 1948, Marin Preda scrie prima versiune a romanului Moromeții. Îi se pare că este un eșec și abandonează. În anul 1955, Marin Preda publică romanul Moromeții, pentru care, un an mai târziu, primește premiul de stat. Premiul reprezintă prima recunoaștere a talentului scriitorului Marin Preda. Al doilea volum al romanului Moromeții apare în anul 1967, când scriitorul Marin Preda este ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Alte romane cunoscute scrise de Marin Preda sunt Intrusul în 1968, Marele Singuratic 1972, Întâlnirea din Pământuri 1974, Delirul 1973-74, Cel mai iubit dintre pământeni 1978-1980. Traducerea romanului Demonii de Dostoevski se datorează unei frumoase colaborări a lui Marin Preda cu Nicolae Gane. Scriitorul Marin Preda a fost căsătorit de 3 ori. Prima oară cu scriitoarea Aurora Cornu, între 1954-1958, a doua oară cu Eta Wexler, 1958-1966, și ultima căsătorie cu Elena Mitev, cea care îi va dărui 2 fii, Nicolae și Alexandru. În seara de 15 mai 1980, scriitorul Marin Preda
participă la o petrecere la Mogoșoaia, iar a doua zi urma să plece spre Focșani. În dimineața zilei de 16 mai 1980 este găsit mort de Cornel Popescu și doctorul Dan Claudiu Tănăsescu. În legătură cu moartea autorului, se pare că ar exista anumite controverse. Vă mulțumim pentru vizionare! Să ne regăsim sănătoși și în număr cât mai mare pe acest canal. Nu uitați să ne dați un like, subscribe și să ne urmăriți. Până la următoarea postare, vă dorim tuturor toate cele bune și multă sănătate!